Un accident grav a avut loc în această dimineață în localitatea Vânători. Un biciclist și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tir condus de un șofer bulgar. Acesta a fost dus inconștient la unitatea medicală, însă mai târziu a fost declarat decedat. Accident mortal în această după-amiază pe DN56A. Un bărbat în vârstă de 73 de ani în timp ce era pe bicicletă a fost lovit din plin de un autotren condus de un șofer bulgar de 64 de ani. Aceștia se deplasau în aceeași direcție de mers. Un cetățean bulgar în vârstă de 64 de ani în timp ce conducea un autotren pe DN56A pe raza localității Vânători a acroșat un biciclist, un bărbat de 73 de ani în aceeași localitate, care se deplasa în aceeași direcție de mers. În urma impactului, biciclistul a fost proiectat pe partea carosabilă, rezultând decesul acestuia. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Biciclistul a fost transportat de urgență la spital în stare de inconștiență, iar mai târziu a fost declarat decedat. Accident rutier în localitatea Vânători, un bărbat în vârstă de 73 ani, biciclist, a fost lovit de un tir. La fața locului s-a deplasat un echipaj MURV în jumare, aflat în zonă, apoi SAJ Mehedinți. Pacientul, fiind inconștient, cu politraumă, a fost resuscitat. Din păcate, leziunile au fost incompatibile cu viața, acesta fiind declarat decedat. Cercetările continuă în vederea stabilirii împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul.